prestabilește să binecuvânteze strângerea noastră în această dimineață aici, să binecuvânteze fiecare suflet, fiecare persoană, copii, și cei mai vârstnici, să binecuvânteze pe oaspeții casei Domnului, să binecuvânteze pe cei care vin în mod regulat și să ne binecuvânteze pe toți cu un cuvânt din partea Lui, cu un cuvânt proaspăt, și acest cuvânt să ne mântuiască sufletul, acest cuvânt să ne hrănească, acest cuvânt să ne dea curaj în alergarea noastră care avem pe acest pământ. Amin. Amin. Suntem la această dimineață și avem în fața noastră un text extraordinar din cuvântul Domnului, dar în același timp și foarte categoric, foarte direct. Și dacă am privit puțin la cadrul în care Domnul Iisus, El însuși, a rostit aceste cuvinte, de aia să spun că sunt extraordinari, de fapt toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, dar parcă atunci când citești cuvintele proprii ale Domnului Iisus, parcă răsună în mintea ta și îți vibrează inima într-un mod deosebit. Ucenicii au fost înștiințați de Domnul Iisus, dacă vom privi în capitolul 13, versetul 36, Domnul Iisus le spune ucenicilor că El va pleca. Și imaginați-vă ce veste tristă, ce veste neașteptată, ce veste care i-a șocat pe ucenici. Acești oameni care l-au urmat pe Domnul Iisus și Domnul Iisus le spune că va pleca. Și Petru îl întreabă, Doamne, unde te duci? Iisus i-a răspuns, tu nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Și Domnul Iisus le vede apăsarea din inima lor și inimile lor tulburate și continuând în capitolul 14, vedem că Domnul Iisus încearcă să îi consoleze, să le ridice moralul, să le ridice starea lor. Și așa, dacă ar fi și în această dimineață, Domnul Iisus să vorbească spre stadunare, dacă ați fi aici ceva să se priviți, să știți că parcă ați primit o asemenea veste și dumneavoastră, parcă am primit și noi. Suntem așa de, parcă ne tăjim, striști, apăsați. Cuvântul acesta și astăzi are putere și vreau să-l rostesc, să nu vi se pune inima, să nu se înspăimânte. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Suntem pe pământul ăsta plin de necazuri, de îngrijorări, de greutăți. Muncim mult, poate, suntem cuprinși de tot felul de stări și toate astea își fac locul în viața noastră și spun cuvântul. Se vede, realitatea. Încercăm noi să mai ridicăm fruntea, să mai zâmbim, încercăm, dar realitatea se vede. Și Domnul Iisus, într-un mod foarte real, e în fața ucenicilor săi și știa, era convins că au toate motivele omenește să fie triști, să fie apăsați, să fie debusolați, dezorientați, pentru că și-au pus speranța în această persoană despre care Petru a zis, tu ești Fiul Dumnezeu, unde să ne duce? Ei nu mai aveau altă alternativă. În lumea aceasta, oamenii își aleg multe căi și au multe planuri. Nu funcționează planul A, merge planul B, poate și C. Dar acești ucenici au lăsat totul. Și Petru a spus, Doamne, am lăsat totul și am urmat. Și Domnul Iisus spune, eu plec. Și unde mă duc eu, tu nu poți veni. Petru ar fi vrut să meargă și a zis, Doamne, eu vin. Pentru că n-am unde să mă duc, mă duc chiar și la moarte cu tine. Pentru că ești singura persoană de care mi-am alipit inima cu adevărat și pe care nu vreau să o folosesc cu niciun tip, chiar cu prețul vieții. Nu era pregătit Petru, a spus cuvinte mari, dar nu era încă la acea statură. Și Domnul Iisus se ocupă de starea lor în mod deosebit și le spune, bucurați-vă, zâmbiți, lăsați inima să vă presate, pentru că eu mă duc cu un scop extraordinar, un scop pe care trebuie să-l împlinesc și nicio altă persoană nu poate să împlinească acest scop. Nu e nimeni în stare să facă aceasta pentru omenire, ceea ce fac eu. Eu mă duc și vă voi pregăti un loc. Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și dintr-o dată se înseminează orizontul lor. Și dacă ar fi acest gând în viața noastră, dacă ar fi această licărire în viața noastră, peste toate necazurile și peste toate problemele, ar trebui să spun întotdeauna și în orice situație, slăvit să fie Domnul. În orice situație spune, mulțumesc Domnului prin toate,
cât te cred. Și apostolul Pavel ne învață acest lucru și spune: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. De ce? Că asta e voia lui Dumnezeu cu privire la noi, să ne vadă mulțumitor. De ce? Pentru că El are gânduri de pace și nu de nenorocire. Trecem prin probleme, prin necazuri. Ucenicii au trecut de asemenea prin mai multe probleme decât noi. În alt context, mai greu decât al nostru. Dar aceste cuvinte au avut putere să le aducă speranță, să le aducă nădejde în sufletul lor, și Domnul Iisus îi înviorează prin această promisiune extraordinară, că sunt multe locași pe acolo și că îi așteaptă pe toți care îl iubesc, pe toți care urmează, pe toți care ascultă de El, să fie împreună cu El. Și e fain așa, nu? E extraordinar, e minunat. Și foarte mulți au alupit la creștinism. De ce? Pentru că a spus: ești iubit prin har. Iisus a făcut totul pentru tine, poarta spre cer este deschisă, tu trebuie să ridici o mână, să spui: cred, Doamne, să intri și în apa botezului și ești mântuit. Ești aranjat pentru veșnicie. Sună bine? Și la ucenici a sunat bine. Și când au zis că Iisus merge și că vine după ei, deja s-au și gândit cine va fi cel mai mare. Și deja au încercat să-și rezerve locurile cât mai aproape de Mântuitorul. Știți prea bine acea situație cu fiul Zebedei. Dar Domnul s-a zis: nu, ușurel. Și când am venit în Canada, mi-am amintesc că am vrut să le fac toate dintr-o dată. Să mă duc la francizare, să găsesc o slujbă bună, să găsesc loc la garderie pentru Naomi, era micuț atunci, să fie toate lucrurile așa, la nivelul așteptărilor mele. Nu. Mi-au spus aici persoane care au venit înainte, mi-au zis: nu mergi așa, tărbă ușor. Cu cât ești mai grăbit, cu atât apar că ți se încetinește avântul ăsta de a face repede. Nu? Nu putem să le facem repede pentru că ne revine și nouă parte. Și o parte foarte importantă, mai mult, decisivă, dacă vom ajunge acolo. Iisus Hristos și-a terminat lucrarea. Promisiunea Lui a fost dată pentru toți oamenii care vor crede în El. Și a spus Apostolul Petru în ziua cincizecimii: făgăduința asta despre Duhul lui Dumnezeu, spunea, este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți și ce sunt departe acum, secolul 21, sau dacă va mai continua pe acest pământ, dacă nu vine Domnul, îmi spune Apostolul Petru, în oricât de mare număr, nu există spațiu limitat la Dumnezeu. Da? Dacă avem un loc acolo, sunt El și fiecare dintre noi care decide. El a decis pentru noi. În această dimineață, în mod deosebit, Domnul Iisus Hristos se ocupă de ei și vine și le aduce în față o imagine. Ei știau despre istoria poporului lor.